asta. Of, Doamne, cât te iubesc! Of, Doamne, de câte ori m-ai salvat! Ce mesaje trimiți să pot să rezist pe această lume! Te iubesc, Dumnezeu meu! Te iubesc, Dumnezeu meu! M-a pus viața la încercare, dar am rămas tot în picioare. Dar n-aveam inima tare, mă duceam tâmpul la vale. Dar n-aveam inima tare, am rezistat atât de multe, că sunt tare ca și multe. Și de dragul la copii am suportat și dușmanii. Poate i-am respectat mai mult și poate mai mult i-am iubit. Dar a Dumnezeu m-a simțit și sunt din nou cine sunt. Când vrea cu tine, Stăpânul, te lasă numărul unu. Vreau, Doamne, să-ți mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc. Să ce-o trăiesc, cum, Doamne, să-ți mulțumesc. Doamne, cum să-ți mulțumesc pentru viața ce trăiesc. Pentru viața ce-o trăiesc, cum, Doamne, să-ți mulțumesc. Pentru tine. Perfect. Frumos. Puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. Azi m-am pus la masă. Azi iară m-am pus la masă cu copii și am mea nevastă. De mâncat n-am mai mâncat. Opa, că am auzit un ofta. Am auzit un ofta, era scumpul meu băiat. Era cel mai supărat, era cel mai supărat. De ce? Ce mi-a spus băiatul meu? Ce mi-a spus băiatul meu? Dacă mă iubești, tăicuțul meu, ascultă-ți băiatul tău.
Și dacă spui că ții la mine, vreau să n-ai grijă de tine, ca să mă simt și eu bine. La fel mi-a spus și fata mea, s-am grijă de viața mea, s-am grijă de viața mea. Doamne, cum să-ți mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc. Pentru viața ce-o trăiesc, zi de zi îți mulțumesc, îți mulțumesc și te iubesc.